Odihna de calitate la copii poate fi un factor esențial în prevenirea dependențelor în viața de adult, potrivit unui nou studiu. Cercetările recente arată că un somn suficient și regulat la orele potrivite nu doar că le îmbunătățește starea de sănătate și dezvoltare, dar poate avea și un impact pozitiv asupra comportamentelor viitoare. Potrivit cercetării realizate de academicienii americani, copiii de 5 ani care erau culcați târziu au avut o probabilitate cu 26 mai mare să consume droguri până la vârsta de 15 ani. Probabilitatea scade odată cu creșterea vârstei. La 9 ani acest risc era cu 19% mai mare. Totodată, adolescenții care în copilărie au adormit mai târziu au fost cu 45% mai predispuși să consume alcool potrivit cercetătorilor. Un somn insuficient este așadar mai periculos decât ne putem imagina. Dincolo de posibilitatea unor adicții mai târziu, odihna precară duce la slăbirea sistemului imunitar al copilului, la probleme de greutate și inclusiv la uitarea unor lucruri învățate pe timpul zilei. Academia Americană de Medicină a Somnului a publicat un ghid în acest sens și recomandă un somn de 16 ore pe zi în cazul bebelușilor și iată mai puțin odată cu înaintarea în vârstă. Cu toate acestea, programul este respectat și nu prea. Dacă privim în direcția adolescenților, vedem că ei dorm cu minimum 3 ore mai puțin decât este recomandat. 45% dintre ei se confruntă cu tulburări de somn, mai arată datele. Relatează observatornews.ro